Păcat. Păcat pentru munca care au depus-o băieții în teren. Au făcut un meci bun, pot să zic. Neșansa de a lua măcar un punct a fost la noi acasă și... Da, poate cred că meritam să venim măcar cu un punct acasă. Obiectivul nostru e să ne clasăm în play-off, în primul rând, și să creăm o echipă pentru viitor. Acum meciurile acestea nu pot decât să ne facă să fim mai tari, să luptăm pentru fiecare meci în parte la fel ca acesta. Eu asta îmi doresc ca antrenor, să luptăm fiecare punct cum am făcut la Dinamo și să facem și victorii cu echipele mai puternice ca și noi. Asta ne dorim. Da, jucăm cu locul 6, echipa din Zalău, echipă cu experiență. O să jucăm la victorie. Noi asta încercăm să facem meciul acesta, să câștigăm meciul cu Zalăul. Și sper o evoluție la fel de bună ca cea de la Dinamo.